Sâmbătă, nu numai în zona de la sensul giratoriu dinspre Drăgaica a fost închisă circulația auto, ci și pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Buzoienii s-au obișnuit deja ca în fiecare an, din primul weekend al lunii aprilie și până în ultima zi a lunii octombrie, bulevardul Nicolae Bălcescu să fie închis circulației rutiere între Poarta Crângului și instituția prefectului. Interdicția este valabilă de vineri de la ora 12 până luni dimineață la ora 4 la fiecare sfârșit de săptămână până pe 31 octombrie. Măsura nu se aplică în cazuri excepționale pentru auto-utilitarele de intervenție ale serviciilor de utilitate publică, atunci când acestea au în funcțiune mijloacele luminoase și sonore de avertizare. Cei care locuiesc în blocurile de pe bulevard pot ajunge la domiciliu prin aleile Stejarului și Crângului, pe ambele la ale străzii. De asemenea, se poate ajunge la parcarea din spatele Colegiului Spiru Haret prin Alea Crângului, unde sensul unic nu funcționează sâmbăta și duminica. Dacă Alea Stejarului a fost reabilitată de curând, pe cealaltă latură a bulevardului, pe Alea Crângului, e jale. Asfaltul turnat acolo cu ani mulți în urmă este scorojit și crăpat ca pielea unui elefant matusalemic, iar gropile de diferite dimensiuni ciuruiesc tot traseul de la Aurel Vlaicu până în spatele blocurilor turn. Este singura cale rutieră pe unde se poate ajunge la blocurile de dincolo de pedagogic. Cineva s-a îndurat totuși și a aruncat câteva lopezi de material în gropile de pe străduța de la punctul termic 30, care iese în Bălcescu.